Bine v-am regăsit, oameni buni! Vă salut, dragi prieteni, ai emisiunii Învață Românește. Și astăzi, ca întotdeauna, ne ocupăm de corectitudinea scrisului din punct de vedere gramatical, uneori și din punctul de vedere al conținutului, în presa centrală. Încep astăzi cu un politician, cu domnul Ludovic Orman. Fiind campanie electorală, mă feresc să dau numele candidaților. Nu am înscris emisiunile acestea în campania electorală, așa că, din acest punct de vedere, trebuie să fiu atent să nu primesc sancțiuni de la CNA și să nu mă înjurați, domnia voastră, pentru că aceasta nu este emisiune de politică, ci de gramatică. Așadar, citez. Ce a făcut X pentru orașul, nu-i dau numele, că atunci știți despre ce e vorba, pentru orașul cutare, va face pentru întreaga României. Sigur, aici sunt două aspecte. În primul rând, să observați că jurnalistul transcrie o replică a unui politician. Eu nu am de unde să știu dacă politicianul a pronunțat pentru întreaga României sau pentru întreaga Românie, iar jurnalistul a adăugat cu de la sine putere un I. Se întâmplă lucrul acesta adesea în presa noastră, mai ales atunci când se vrea discreditarea unui politician și jurnalistul își asumă greșeala cu care dă în cap unui politician. Nu știu dacă despre asta este vorba, nu voi da deocamdată numele, să spunem, articlerului, nu? Voi discuta doar problema ortografică. Deci, va face pentru întreaga României, zice jurnalistul, dar acolo observați că este doar Românie, am făcut aiurea eu aici, așa. Pentru întreaga Românie. Deci nu mai era un I în final acolo, da? Mă scuzați că am măzgâlit hârtia. Dragi copii, voi să nu faceți așa. Sigur, acum aici problema care mă preocupă pe mine este dacă politicianul va fi văzut greșeala sau nu va fi văzut greșeala. Dacă jurnalistul sau corectorul va fi văzut greșeala, iar dacă redactorul șef va considera că greșeala aceasta este una într-anumit făcută, nu? Sau este pur și simplu o scăpare, cu atât mai mult cu cât calculatorul nu i-a semnalizat, nu i-a înroșit cuvântul României, deoarece varianta aceasta există în dicționarul morfologic al limbii române și atunci evident că respectivul corector al calculatorului nu a înregistrat-o. Mă duc la un alt politician, la domnul Ponta. Îi pronunț numele pentru că domnia sa nu e în campania electorală. Citez. Trebuie să dăm la o parte cei care au stricat social-democrația. O știu. Trebuie sau nu trebuie. Nu știu cine a stricat-o, nu analizez eu aici conținutul semantic al problemei care îl preocupă pe domnul Ponta. Pe mine mă interesează însă construcția complementului direct cei. Să dăm la o parte cei. E clar că aici lipsește prepoziția pe, prepoziție morfem, deci după care recunoaștem complementul direct. Așadar, corect era acolo. Trebuie să dăm la o parte pe cei care au stricat ce au stricat, da? Pe. Lipsește prepoziția pe. Pe cei. A doua chestiune este asupra lui cei. E bine, acest cei este un articol demonstrativ adjectival. Și dacă este un articol demonstrativ adjectival, el însoțește, să spunem, un adjectiv. Cei frumoși stau în față. Cei leneși la coadă. Am zis și eu acolo, sper să nu îi jignesc pe nimeni. Deci, în cazul acesta, în această situație, să nu folosesc termenul caz,
ce era articol demonstrativ adjectival. De ce îl folosește domnul Ponta? Pentru că e o formă populară și în limba populară se permite lucrul acesta. Domnia sa, ca un politician luat de model de atâta mare de lume, ar fi trebuit să fie atent și să folosească limba română literară. Deci, corect era să dăm la o parte pe aceia care au stricat limba, pardon, socialdemocrația. Mai e încă o chestiune. În limba română, complementul direct este anticipat atunci când, sau trebuie anticipat atunci când este exprimat prin nume de persoană. Deci, corect era acolo, trebuie să-i dăm la o parte, îl scriu pe acest să-i, că se scrie cu crate-mă, dragi copii, să conjuncție i pronume și regula spune că linioara se folosește, cratima se folosește atunci când se pronunță în aceeași silabă două segmente de cuvinte diferite. Deci, regula este clară, da? Deci, domnule Ponta, corect era, trebuie să-i dăm la o parte pe aceia care au stricat social-democrația. Vedeți, domnia voastră, cât de ușor se greșește în limba română, mai ales atunci când ești grăbit, nu dai atenție și cum greșeala aceasta de exprimare poate să te tragă în jos pe tine ca politician, așa cum s-a întâmplat destul de numeroase ori și se întâmplă în politica românească. Dau cuvântul unui alt politician pe care însă îl numesc cu Y, că pe X l-am folosit mai sus. Deci Y. De multe ori în spatele meu am fost eu însumi. Eu însumi. Scuzați că scriu îngrămădit aici, nu mi-am așezat scaunul cum trebuie, dar sper că înțelegeți. Eu însumi. Văd că se vede bine. Numai că scrisul meu e urât. Cer scuze. Partea care mă încurcă pe mine însă este următoarea. Personajul în cauză este feminin. Și dacă este feminin, ar fi trebuit să acorde adjectivul pronominal de întărire. Deci, de multe ori în spatele meu am fost eu însămi. Știu. Înțeleg că trebuie să repet paradigma pronumelor de întărire. Deci, am să spun mai întâi varianta masculinelor și apoi varianta femininilor. Deci, masculin întâi. Eu însumi, tu însuți, el însuși. Noi înșine, voi înșivă, ei înșiși. La feminin. Eu însămi, tu însăți, ea însăși. Noi însene, voi însevă, ele înseși. Ce era atât de greu de învățat? Nu știu, pentru că lucrurile acestea se învață în clasele a 6-a, a 7-a și chiar în clasa a 5-a, dacă profesorul se grăbește. Dacă nu se grăbește, poate să mai amâne învățarea pronumelor de întărire. Sigur, să ne înțelegem. Aici, adjectivele acestea pronominale folosite într-o exprimare denotă că personajul respectiv are o anumită pregătire. Eu înțeleg că oamenii vor să-și arate pregătirea extraordinară și atunci apelează la propoziții, fraze în componența cărora intră pronumele relativ care, pe care cei mai mulți sau foarte mulți îl greșesc, sau în componența cărora intră pronumele de întărire. Dau bine, dar haideți să le învățăm corect și să nu mai greșim. Mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați să îmi lăsați sugestiile, întrebările, criticile dumneavoastră pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață Românește a televiziunii Plus Suceava. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și astăzi. La revedere, doamnelor și domnilor. Pa, dragi copii!